Așa, dar dragilor, continuăm cu clasa a 6-a, Georgica. Deci clasa a 6-a. Adică 6-a. Începe în clasa a 6-a. Tu ai parcurs numai clasa a 5-a, nu? Da. Deci a 6-a vei fi. Da. Colega ar fi zis clasa a 5-a. Cel mai cinstit. Că ne referim la noțiuni de clasa a 5-a. Georgica, ai putea să calculezi suma următoare? Yes. Egal cu 1. Nu. Cum să zic eu? Da. 1 plus 3 plus 3 la a 2-a plus 3 la a 3-a plus 3 la a 4-a plus 3 la a 5-a plus 3 la a 6-a și mai departe, plus 3 la 100. Da, cred că da. Cum? Înmulțim totul cu 3. Atât relația. Și facem suma a doua. Și ar da 3 plus 3 la a doua plus 3 la 3. Deci vrei să înmulțim toată relația, da, cu 3. Deci înmulțesc asta totul cu 3. Și ea devine 3 yes. Da. 3 ori S, da. Egal cu 3 ori 1, 3. Da? Plus 3 la 2. Plus 3 la 2. Plus 3 la 3. Așa. Plus 3 la 4. Plus 3 la 5. Plus 3 la 7 până la 7. Plus 3 la puterea 101. Nu, 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 nu. E bine? Scrieți 3 la puterea 100. Plus puterea la plus 3 la 101, că e mult mai ușor, credeți-mă pe mine, că am făcut tipul de astea de probleme. Deci eu așa lucrez, 3 la 100 plus 3 la 101, ca să le pot scădea între ele. Tu ce că fac asta, dacă mă ajut să înțeleg. Eu unul, nu înțeleg cum să scriu plus în continuare 3 la 101. Păi nu, ștergeți pe 3 la 101 și pune 0 de ultimul. Și va plus 3 la 101. Da, să copiați. Dacă am mulțit cu 3, George, că eu, hai să înțeleg, că eu înțeleg mai greu. 3 ori 1 face 3. 3. 3 ori 3 fac 3 la 2. Da. 3 la 2 ori 3 fac 3 la 3. 3 la 4, 3 la 5, 3 la 6. Bine, aici pot să spun 3 la 7. Și vreau să le scad ca să facem relația cât mai mică. Georgica, nu mă pricep. Eu scriu aici în ochi 3 la 100, 3 la 101. Da, da, înmulțim și termenul de dinainte. Asta e altă treabă, Georgica. Georgica, vreau să spui că aici este 3 la cât aici? 99. Vezi? Acum am mai făcut... Am înțeles, mă! Și mulțit cu 3 fac 3 la cât atunci? 3 la 100, așa. Acum da. Și acum? Acum da, mă. Dar până aici nu înțelegeam deloc. Și acum tragem o linie jos. Da. Și scădem. De unde? Tragem o linie sub toate astea. Bine. Scădem. Și adică, a dat 2S. Adică din asta scădem pe aia la da, fel, da? Da. Deci 2 de... S, că 3 și ăsta e 1. Egal cu... Nu, este egal cu, îl dăm la o parte pe 1, da, de sus, îl vedeți pe unde sus. Da, l-am văzut. Și scădem toată operația aia, în afară de 3 la 100. Toată bucata asta, din ea, o scădem pe asta de sus, da? Da, toată bucata până la 100. Până la 100, până la 100 că până este 100. Până aici, da? Așa. Ok, și rămâne 1. 1. Nu, rămâne 3 la 101 minus 1. Da, așa. 3 la 101 minus 1, că asta e cu da, minus, da? Da. Deci egal cu 3 la 101, 3 la 101 minus 1. Da. Și așa. Dacă 2 ies fac asta, un singur ies? Un singur ies este egal cu... Dacă 2 sunt atâta, unul singur... Că ies-o vreau să-l aflu. Ies, nu?
așa știu, până aici știu, după aia nu mai mi-am minte, dar așa am, știu că am făcut și la clasă, ne-am dat pentru că trebuie să le probleme și nu mai țin minte că a fost de mult, dar atâta știu că le înmulțeam cu 3 ca să le facem și să le scădem și să facem rația cât mai mică, pentru a ne fi cât mai ușor. Asta era motivare. Da. Și acum nu mai știu cum se face. Bă, George, cum mă dai mecanica aici, mă. Deci tu ți ții minte, ții niște lucruri, dar nu ți sunt clare, foarte clare. Primele, eu, da, primele, eu, am fost încântat când mi-ai spus că e vorba de mulțirea cu 3 a tuturor și aici este 3 la 99 și mi-ai zis aici. Aici a fost foarte tare, entuziasmat am fost. Și mai mult, când ai zis că scădem din ăsta pe jos, pe aia de sus și bucata asta ai văzut-o și atunci din nou am fost entuziasmat. Dacă 2 ies fac atâta, un singur ies, dacă 2 pâini costă 8 lei, o singură pâine? 4. Păi, adică ce fac aici? Împărțesc la 2. Păi da, mă, ce mă ții aici în picioare. Simplu. Deci de aici ies, este egal cu 3 la puterea 101 minus 1, totul supra 2. Și uite, așa am făcut exercițiu. Giotică, foarte tare problema asta. Dar știi ce? Ne credeam că vrei să aflați rezultatul direct, instant, în numere obișnuite. Nu credeam că vrei să aflați așa. Toată, tu doreai să mă apuci să calculez acolo? Nu știu, să vă aflu cumva. Hai, lasă-mă, mă, dar ce, m-am apucat să fac 3 la 100 acolo? Nu știam, că mă gândeam la să împăr la lui direct și să dea S-ul, dar S-ul nu era clar. Așa mi se pare mie și vreți un număr, adică un număr mare. Nu, vrei răspunsul numeric, așa, da, nu. Asta sigur se împarte la 2. Da, nu. Deci ce-o fie la un număr foarte lung din care scădem 1 și când împărțim la 2, se împarte sigur. Asta. Uite, știi ce îmi propun ești de mai sus? Aș vrea să aflu restul împărțirii numărul ăsta la 2. Deci restul împărțirii lui ies la 2. Nu mă gândesc. Restul împărțirii acestei sume la 2. La 2. Deci scriem aia sub formă de 301 minus 1 în paranteză împărțit la 2, tot în paranteză mare, în paranteză pătrată, împărțit la 2. Nu, mai iesu. Iesu împărțit. Ah. Iesu cu iesu. Da, corect. Este iesu ăsta. Și el să-l împărțim la 2, da? Da. Iesul ăsta este cel de sus. Da. El este un număr. Nu știu dacă se împarte exact la 2. Deci cum facem împărțirea la 2? La 3 era parcă mai așa, mai ușor. S-ar fi plăcut la 3, da? La 3, da. Bine, mă, merg la 3. La 3. Uite, sunt drăguți cu tine. Care este restul împărțirii la 3? Parcă. Știi, sunt încântat dacă îmi dai restul împărțirii la 3. Păi, putem împărți relația aia mare la 3? Păi, așa ar trebui să o facem. Și ar da unul la ce face. Dăm cu 3 în cealaltă parte. Cum? Dăm 1, mutăm în cealaltă parte ca să putem împărți relația la 3, că e 1 ăla acolo care... Ai 1 ăla care mă deranjează. Da.
Dar la teorema împărțirii cu rest, ce știm noi? Dacă sunt date două numere, A și B, deci dacă am la dispoziție două numere, A și B, uite, 7, 7 și 5. Da. 7 împărțit la 5. Pentru asta, găsesc câtul împărțirii 1 și restul este 2. Iar relația ar fi așa. 7 e egal cu 5 ori 1 plus 2. Da, clar. Asta e teorema împărțirii cu rest. Deci de împărțitul împărțit egal împărțit. Cu împărțitorul ori câtul plus restul. Da, ușor. Asta e teorema împărțirii. Deci, noi aici cum avem că e să arată așa, eu ți-am zis să găsești restul împărțirii la 3. Adică tu visezi ca toată suma asta să fie 3 ori ceva plus restul ăla care o fi. Dar eu mai știu că restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Adică ce rest aștepți tu aici? Mai, cred că era mai bun de totuși. Cât ce rest aștepți tu aici la împărțirea asta? Păi aștept ori 0, ori 1, ori 2. 0, 1 și 2? Da. Astea sunt valorile pe care le aștept. Le aștept, da? 0, 1 și 2. La împărțirea la 3 nu se poate să obții alt rest. 0, 1 sau 2. Că dacă ai restul 3, mai împarți o dată. Deci 0, 1 sau 2. Totdeauna la împărțire la 3. Dar la 5, care sunt resturile, Mihai, că ești prezent aici? Restul de împărțire la 5. Când împarți un număr la 5, ce resturi aștepți tu să obții? 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Atât? Dar dacă împărțim la 7? De la 0 până la 7, dar fără 7. Bă, adică fără, 6, mai precis. 6. Da, deci restul este mai mic decât împărțitorul. Da, Georgica are dreptate, nu? Da. E corect ce spune. Deci noi acum la restul împărțirii la 3, așteptăm ce restul să fie? Păi 0, 1, 2, 3. 2, 2. 0, 1, 2. Georgica, fă ceva, mă. Fă ceva să apară așa. Eu aș vrea să apară suma S egală așa. Cu 3 ori ceva, ori o șmecherie. Da, plus, factor comun. Plus un rest. Factor comun, da. De unde se dă factor comun? 3 să dă. De unde începând? De acolo de unde se poate, de aici. Da. Deci S va fi egală cu 3 pe lângă. Ia, și unul ăla ce face? Ăla asta sfârșim. Ok. 3 pe lângă 1 plus 3 la 0, 3 la 1 plus 3 la 2, dacă, dacă e 3 în față, scade. Da. Da? 3 da, la așa până la 2, la plus, plus 3 la puterea 99 și plus 1. Da. Care este împărțirea la 3? Păi, e ăla acolo, 3 ori. Care? Care? Restul împărțit la 3. 0. Bă, 1. Bă, stai, mă. Bă, stai, mă. Pentru că e, la 3 mă ajută, la 2 nu știam. Băi, ce tare este. Ai văzut și poante? Nu. Deci restul împărțirii la 3 este 1, mă. Numărul e lung, e șmecher. E foarte dur. Nu-l pot calcula, dar restul știu. Foarte frumos, Ministru. L-am aranjat așa frumos. La 2 nu prea ne mergea, nu? Da, la 2 nu mergea. Cam așa este. Oricum, da, aram mai multe. Da, la 4. Hai la 4. Hai, te rog frumos. Vreau restul împărțirii la 4. La 4. Aici poate să fie 0, 1, 2, 3. Deci resturile la împărțirea 4 sunt 0, 1, 2 sau 3. De acord. Nu șterg despre prima relație cu mine. Hai, nu șterg.
4. Nu văd nimic care să... E divizor de-al lui 4 sau ceva care să dea 4. E dur. Nu văd nimic, ceva care să se înmulțească, ceva. Bă, asta, de aia e matematica frumoasă. Că nu vedem. Deci când ne apucăm, nu vedem. Asta e. Nu vedem. Așa, doamna. Cum zice să vedem? Suma S și este 3S. O, dacă eu nu știu dacă mare brânză, nu știu. 4S, mi se vrea mai idee. Da, eu nu te... Nu vreau să te contrazic. 4S, poate, da. Apare 4S acolo, da. Dacă a domnului a scăzut data trecută. Da, și dacă ne adun... Da, da, un 4 acolo la început. Da, atâtea, nu vezi nimic. Ai vreo idee? Ia-ți de Mihai. Mihai propune ceva. Hai, să știi că de multe ori se întâmplă așa. Georgica, nu te să nu te surprinde. Încearcă și el ceva. Nu o să reușească. Tu crezi că nu o să reușească. Eu șterp asta care ai spus tu, dar nu că vreau să te supăr. Și pur și simplu să vedem suma asta, să vedem dacă ne vine în minte ceva fără o mai vedea pe cealaltă, okay. Cât privește reîmpărțirea la 4. Eu zic că tu, Mihaiță, ce la ce te-ai gândit tu pentru împărțirea la 4? Că restul este 2. Restul poate fi 0, 1, 2 sau 3. Sau 3, de acord cu asta. Aici suntem de acord și George că este de acord și ori, și toți prietenii noștri care ne-au privit sunt de acord cu asta. Da. 0, 1, 2 sau 3? Da, 1, 2 sau 3. Perfect asta. Dar cum pune mâna pe restul? El este un număr enorm de mare. Băi, este extraordinar. Numai 3 la 100. Știți, am 3 ori, până obosesc eu la 100. 3 ori de 100 de ori. Extraordinar. 3 la 99. 3 ori, de 99 de ori. Doamne, dă-mi idei. Vreți să vă spun ceva? Când mă aflu în situații dificile, eu chiar spun, Doamne, dă-mi o idee. Știi, când chirurgul este în operație și face operația aceea pe creier, unde e atâta finețe acolo, și știi că mâna lui poate să tremure și bistiriul lui să nu poată face selecția perfectă, să atingă un alt nerv, face o rugăciune. El face o rugăciune. Așa și la matematică. Când te afli într-o situație dificilă, zici, Doamne, ajută-mă. Dă-mi o idee. Dă-mi o idee. Patru. Cum aș putea pune mâna pe un prim patru? Este 1 plus 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3 plus 1 plus 3, 4. Pa, extraordinar. IS egal cu prima echipă, 1 plus 3, face 4. Plus, din ăștia 2, hai să scoatem un factor comun pe cine? Pe 3 la 2. 3 la 2. Și ce rămâne în paranteză? Rămâne 3 la 3. Păi, m-ați spus pe 3 la 2, ce rămas în locul lui? 3. George, sau 1 plus 3. Rămas 3 la 0. Adică 1. Că e 3 la 2 ori 1, nu? Deci a rămas 1 plus 3. Aici, în prima paranteză. Plus, din ăștia 2 dau pe cine în factor comun? A, și așa mai departe. Păi dă-l dăm pe 3 pe 4, ce mic. Pe 3 pe 4? Și cât rămâne, cât apare în paranteză? Păi 1 plus 3. 1 plus 3. Apoi, din următor dăm pe 3 la 6 și rămâne 1 plus 3. Și ultima echipă. Mai dau echipa aceea, oare va fi? Clar. George, am emoții, mă. 3 la 99.
Măi, în factor am dat doar așa, 3 la 2, 3 la 4, 3 la 6. Păi da, acum 3 la 8. Plus 3 la 8. Merge și ultima. Pe lângă 1 plus 3, George, cum să dau 3 la 99, mă? Că n-am voie. De ce? Că numai puteri pare am dat în factor. 3 la 2, 3 la 4, 3 la 6, 3 la 8. Atunci a dat pe 3 la 98 și pe 3 la 100 vorbim la toate. Să rămâni singur acolo. Să fii sănătos. Da. De acord. Deci eu o să zic cum aici. Plus puncte, puncte, plus 3 la puterea 98. De acord? Da. Pe lângă 1 plus 3. Da. Și plus 3 la 100. George, nesăpatru peste tot, dar 3 la 100 e un număr foarte mare. Asta nu poate să fie rest. Deci nu poate să fie rest. Imposibil. Că restul trebuie să fie mai mic decât împărțitor, 0, 1, 2 sau 3. Eu zic să scriem S egal cu 4 plus 3 la 2 ori 4 ori 3 plus 3 la 2. Bun, scriu asta. S egal cu 4 plus 3 la 2 ori 4 plus... Alo? Alo, da? Bună seara. Găbiță, sunt în lecții din nou cu Georgica acum. Exact asta fac. Așa fac. La revedere. Deci, să ne întoarcem. 4 plus 3 la 2 ori 4. Plus 3 la 4 ori 4. Stă, scoate pe urmă 4 factori. Dar rămâne 3 la 100 rest. Și degeaba am muncit. Nu merge, mă, că vine 4 ori, deci vezi cum ar apare. Plus 4 ori 3 la 4, plus 4 ori 3 la 6, plus 4 ori 3 la 8, nu știu mai departe, plus 4. Băi, nu, fă Ștefan, hai să asculte. Nu știu dacă ați auzit vocea lui Gami. Da. Mă stă eu. Un respect extraordinar. Credeți-mă. Nenelo, așa, cu voce care spune, cu tot respectul Nenelo, știți, foarte frumos. Deci în mine, deosebit de respectos. Plus 4 ori, 3 la 98 și plus 3 la puterea 100. Ei bine, ia încercați voi acum să vedeți dacă se scoate 4 un factor cu 1. 6-a. Și să constatăm că de la un capăt la altul există 4 ăsta peste tot. Ar putea fi dat în factor comun. Și atunci S va fi egal cu 4 pe lângă 1 plus 3 la 2 plus 3 la 4 plus 3 la 6 și așa mai departe plus 3 la puterea 98. Închidem paranteza, plus 3 la 100. Da. Acum putem... la 3 la 100 ăla ne cam strică.
Ne strică jocul. Minusul foarte mare este. Noi vrem ce rest aici. Deci, noi la împărțirea la 4 vrem să fie 4 ori ceva. Că e destul de mare chestia. 4 ori ceva plus restul. Dar restul trebuia să fie 0, 1, 2 sau 3. Eu restul ăsta nu-mi place deloc. Nici nu vreau să mă urmă. Mare. E nu foarte mare. Nu are voie să fie mai mare decât... N-are voie să fie mai mare. Nici nu are voie să fie mai mare decât... Nici foarte nu are voie. Ce problemă foarte dură, foarte dură. Poate nu merge. Georgica, nu, n-a mers jocul ăsta. E drept că grupajul ăsta ne-a dat, ne-a pus în evidență 4. Ne-a mulțumit, ne-a plăcut foarte tare. Hai să spun, ne-a plăcut extraordinar de mult chestia asta. Dar nu ne-a făcut niciun serviciu, că a rămas ăsta care ne strică jocul, 3 la 100. Putem înmulți cu 4 relația? Zic și eu, nu știu. Poate nu știu cu ceva? Putea. Dar noi începem un grupaj de ăsta la început. Am mai putea încerca un alt grupaj, o altă formă de grupaj. Deci începând la început, din partea asta grupajul 2 câte 2, 2 câte 2, a rămas ăsta trist la sfârșit. Am văzut și care strică totul. Care strică totul. Oare cum am începe un grupaj mai deștept ca să nu ne strice nouă jocul? Tot câte doi, dar cum? Trei câte trei. Nu, tot câte doi. Tot câte doi, da. În grupă. Dar de unde să începem grupajul? De la 1. Nu, cu 1 am început câte doi aici. Și nu. Cu 3 la 3. Putem începe și cu 3 la 3. Dar de unde mai precis ca să nu mai rămân? Să nu mai rămân 3 la 100 ăsta. Păi nu mai rămâne dacă e la... Nenorocitul ăsta 3 la 100. Păi nu mai rămâne dacă luăm... Dar de unde să începem? Mai precis ca să nu rămâne ăla. A rămas unul singur. De unde ar trebui să începem ca ăla să nu mai... Atunci la 3 la 4. De la 3 la 4? Dacă luăm cu pare. Păi, nu, vreau să-mi începe. Georgica, te vreau să nu mai rămână ăsta. Am început cu unul și am fost triști. De unde să începem noi grupajul? Doi câte doi, doi câte doi. De la 100 la 300. Putem începe la sfârșit. Nu. Adică 3 la 100 cu cine să-l facem, echipa? Cu 3 la 100. Așa, mă. Și pe 3 la de ăsta din față? Da. Adică de unde să începem noi ca să fim siguri că acoperim? Să începem, să lăsăm pe unul deoparte. Că așa cum l-am luat pe unul și tot am mers noi frumos, o rămas ăsta trist, dacă ne ducem de aici începând, în mod sigur, 2 câte 2 luându-i, vom prinde pe asta. Deci el va fi egal cu 1 plus, mă să rămâi tu deoparte. 1 plus... Ăștia doi. 3 și 3 la 2, să dăm factor cu 1 pe cine? 3 și 3 la 2, să dăm factor pe 3. Pe 3. 3 pe lângă. 1 plus 3. 3. Plus echipa următoare. Așa îi facem acum. Îl dăm pe 3 la 3. 3 la 3. Deci 3 la 3, pe lângă... 1 plus 3. Plus. Ce așa mai departe? 3 la 5 și 3 la 6. Pe cine să luăm? Pe cine? Pe 3 la 5. 3 la 5. Pe lângă. 1 plus 3. Plus. Puncte, că nu îmi obosim mai până la capăt. Am dat 3 la 1. 3 la 3, 3 la 5. Numărul impar, că e la 3 la 99. 3 la 99, pe lângă cine? 1 plus 3. 3. Ei, și atunci ies așa, 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 este egal cu... Și îl dăm putem pe altul și rămâne restul. 1 plus 3 ori 4 plus 3 la 3
ori 4 plus 3 la 5 ori 4 plus și mai departe plus 3 la 99 ori 4. Și atunci S va fi egal așezat așa. 1 plus 4 pe lângă 3 plus 3 la 3. Vorbește tu. 3 plus 3 la 3 plus 3 la 5 plus 3 la 7 3 la 100. 3 la 99. La 99 și... Atât. Da. 3 la 100. Panica se că nu văzuse că nu e 3 la 100 și credeam că iar rămâne pe din. Nu, l-am prins, am scăpat de ăla. Da. Gata. Și atunci... E forța 4 și e restul 1. E clar, 4 ceva și atunci da. restul împărțirii lui ies. Păi, deci ies împărțit la 4. Rest ca împărțit la 3. Păi se poate? Da. Foarte tare. Nu vrei să dai același rest la același număr? Păi da. E corect. Da. Că restul poate să fie. Îndeplinește condițiile? Îndeplinește. Restul împărțirii este 1 la împărțirea la 3. 0, 1, 2 sau? Da. 0, 1 și 2. La 4 înseamnă 0, da. 1, 2? Da. Înaintea nu împlinea. Era 3 la 100. Era un număr, era un loc. George, vreau restul împărțirii numărului acesta de mai sus la 13. Deci când împărțim pe ies, ies împărțit la 13, restul cât este, mă? Restul împărțirii este la 13. Cât este, mă, restul ăsta? Restul cât poate să fie la împărțirea la 13, Mihaiță? Nu, s-ar putea să mă găsești pe 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atât, până în 12. De la 0 încep. Da. Deci mai mult de atât. Să găsim restul împărțirii lui ies la 13. Ce problemă frumoasă. Eu pot. Lungă de 3. Lungă de 3, da? Și gata. Deci facem echipaj de câte 3? Da, am făcut eu încă. Nu-ți dă, da. Ia să văd, mă. Ies egal cu primele 3, le luăm. 1 plus 3 plus 3 la a doua. Primul echipaj. Până în paranteză. Plus al doilea echipaj. Nu, nu, nu. Îl lăsăm pe 1 deoparte. Nu-mi place. Nu-ți place? Nu. Băi, George, de ce nu-ți place, mă? Nu-mi place, e alt număr. Nu văd că... Eu am încercat cu 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3. Și am dat factor comun 3 și însemna 1 plus 9, cu 3 la 2, nu, plus 3, plus 3 la 2, 9. Și ăsta ar face 13, mă, de ce mă supăr? Lasă-mă, mă, și pe mine. Nu, nu. De ce nu-i de acord cu mine? Nu merită. Nu merită ideea mea? Nu e bună, pentru că doar cele 3 și dacă am face cu 1, ar rămâne pe din afară iar 3 la 11. Păi stai o secundă. Chiar tu ai pus o problemă foarte tare. Adică tu simți că dacă fac câte 3 echipaje, rămâi 3 la 100 liber. 3 la 100 liber pentru că îl băiești și pe 1.